În cadrul acestor manifestări de 3 zile de aniversare a orașului. Anul acesta, la solicitarea colegilor mele, Căpruța Bungărdean și Cilo, am reținut acest spațiu special pentru a organiza această expoziție de pictură, pentru că urmează să fie inaugurată expoziția permanentă de arheologie. Dar am zis, hai că mai putem să așteptăm o lună de zile și să găzduim acest eveniment cultural. Prin urmare, o să rog pe Cilo să ne prezinte câteva date despre pictor și după aceea pe Alexandru Picovici, care este prietenul nostru sau inimicul, sau asta știți voi, să ne vorbească despre tablouri. Și atunci, Mulțumim că suntem și astăzi, pentru un moment artistic, și ne amintesc cu plăcere de faptul că anul trecut am făcut o expoziție foarte frumoasă. Tot organizată de primărie și muzeu, în care am avut trei artiști din Ungaria și artiști locali, o expoziție care chiar m-a făcut să fiu mândru că sunt urdean. Cred că și artiștii din Ungaria au fost tot așa frumos impresionați, mai ales sculptor care l-a cunoscut cu ocazia vernisajului. Acum, ce să vă spun referitor la această manifestare? Delegația din Turda, condusă de domnul primar Tudor Ștefănie, a răspuns invitației orașului Înjățit din Ungaria, Hodmez Vosor Hei, și acolo l-au cunoscut pe pictorul nostru de astăzi, Laszlo Damier. Acesta și-a exprimat dorința de a expune și la Turda. Laszlo Damier s-a născut în 1976 la Budapesta. A terminat liceul de arte plastice, secția pictură, și facultatea de pictură, tot din Budapesta. În 2003 a fost ales președinte de arte plastice la o asociație din Sensania. În 2008 au ținut o bursă, COGART, iar cu banii primiți s-a dus pe un drum spiritual de mai mulți kilometri. În Spania, El Camino a făcut un pelerinaj către mormântul Sfântului Iacob de la Santiago de Compostela. În toamna anului 2009, în 40 de zile, a parcurs acest drum spiritual din Franța până în Santiago de Compostela, de 960 de kilometri. În urma acestui drum s-a realizat 40 de lucrări de pictură. O parte din aceste picturi au fost expuse în Galeria COGART în 11 februarie 2010 din Budapesta. Atunci a avut loc vernisajul. În aprilie 2010 s-a dus în alt pelerinaj de 40 de zile din locuința sa din Budapesta până în Sunguleul Ciuc din România, din Transilvania. Iar în aprilie 2011 a parcurs drumul din Budapesta până în Maria Zelde, în 20 de zile. A parcurs 540 de kilometri singur, unde a putut reflecta la unele probleme care îl frământau. Din aceste două pelerinaje a reieșit 60 de picturi, 60 de lucrări.